Sezonul de iarnă a venit în fiecare an cu provocări financiare pentru unitățile de învățământ din Slatina. Pentru a învăța în condiții normale, elevii au nevoie de căldură, iar în unele cazuri, centrala termică poate să pună probleme ce trebuie rezolvate rapid. Sarcina financiară revine însă administrației publice locale, care în fiecare an s-a asigurat că are la dispoziție sume de bani pentru intervențiile urgente. Noi avem două contracte în cadrul primăriei referitor aici la partea de mentenanță, de punere în funcțiune a lor și toate acele lucruri necesare și iscirizare, bineînțeles. Da. Întocmire, documentație, avizare, absolut tot ceea ce ține de noi, reparații, dar pe partea de investiții se întâmplă, din păcate, să mai pice. Sunt anumite centrale a căror durată de viață este de mult expirată sau care nu mai sunt eficiente energetic și la care, în baza rapoartelor pe care ni le face prestatorul, noi venim și luăm decizia următoare. Dom'le, dacă analizăm consumurile acestei centrale vechi comparativ cu consumurile unei centrale noi eficiente de o altă clasă de consum și punem în balanță, ne dăm seama că în următoarele 6 luni de zile la aceste consumuri am schimbat cu totul centrala respectivă și ne gândim și noi în viitor pentru perioadele următoare și pentru anii următori. Și atunci, până vom găsi aceste soluții de eficiență energetică și a consumurilor de resurse din acest punct de vedere, și considerăm noi a fi fezabile, chiar dacă nu s-au defectat, înlocuim aceste centrale care, repet, au durată de viață expirată. Pentru a micșora gradul de risipă, Primăria Slatina a început un proiect de eficientizare termică în școlile din oraș. Mai multe unități de învățământ beneficiază acum de centrale termice mult mai puternice și moderne, evitându-se astfel pierderile inutile de pe conducte. Au mai fost anumite cazuri speciale în care, ba construindu-se, ba fiind corpuri de clădire la ceva distanță unul de celălalt și cu o singură centrală sau cu un anumit sistem care prevedea trecerea dintr-un corp în altul și la care se pierdea foarte, foarte mult pe traseu pe timpul iernii, am luat decizia să dotăm și acel celălalt corp, cel de-al doilea corp, ca să spun așa, de clădire cu o centrală proprie, astfel încât, tot punând în balanță și făcând o analiză economică, să facem o eficiență și să amortizăm acea investiție. Primăria Slatina demarează constant proiecte pentru reparații, modernizări și investiții în domeniul educației. Aproape toate lucrările din școlile slătinene sunt finanțate cu bani de la bugetul local, asigurându-se astfel un învățământ de calitate pentru copii.